Cu o simplă hârtie de la doctor, șomerii pot să câștige bani frumoși, dar și să-și prelungească perioada de șomaj. Persoana comunică intrarea în medical, se suspendă plata ajutorului de șomaj, casa de sănătate plătește pe această perioadă concediu medical, iar după ce omul se însănătoșește, își reia perioada de șomaj. Numărul șomerilor care s-au îmbolnăvit în primele 5 luni ale acestui an a crescut considerabil la Gorj. De la începutul anului avem un număr de 1061 de concedii medicale pe diverse diagnostic. De exemplu, avem boală obișnuită, neoplazii și TBC, sarcină și lăuzie și îngrijire copiii bolnavi. Dar să nu vă gândiți că mulți dintre ei au avut diagnostice alarmante. Peste 800 din cei aproximativ 1000 de șomeri care au intrat în concediu medical au avut boli obișnuite. În total, sumele brute plătite pe concedii medicale au fost de peste 260.000 de lei în acest an. Recordul a fost atins de unii șomeri care au primit și 2000 de lei pe lună în astfel de situații, adică mult mai mult decât ar fi primit în șomaj. Cei care au rămas acum fără un loc de muncă nici nu știau de această posibilitate, dar nu cred că cineva ar fi în stare să se dea bolnav dacă nu ar fi. Normal că sunt bolnave. Cine nu e bolnav în timpul de azi? Dacă ești în șomaj, te duci și muncești la țară, că acum ai ieșit recolta, ai ieșit tele toate. Ce să faci? De cât timp n-aveți un loc de muncă? Păi, de asta tot. Nu ați găsit nimic între timp? Na, măi, nici nu m-am căutat. Cum se ține cont de media veniturilor din ultimele 6 luni și de numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, cei care se îmbolnăvesc din primele luni de șomaj au avantaje financiare mai mari. Tocmai de aceea, mulți bolnavi, poate unii închipuiți, preferă să intre în concediu medical la începutul șomajului ca să ia mai mulți bani. Rezultatul se raportează ulterior la 75%, din care se rețin și contribuțiile, la fel ca și la un salariat. Pentru bolile obișnuite, procentul este de 75%, iar pentru cele grave, precum SIDA și tuberculoză, este de 100%.